Bună seara, domnul Mugur, și invitaților tăi. Da, domnul Sandu, ce facem? Emoții mari, toată România, emoții mari. Emoții mari, nu? Emoții mari. Ce facem? Ce facem? Asta e situația. Ce facem? Dacă nu marcăm gol, nu ne calificăm. Deci nu putem să stăm în apărare tot meciul. Nu, nici vorba. Trebuie să marcăm cel puțin un gol ca să ne calificăm. Păi dacă pun autobaza în poartă, cum... N-au nicio șansă. Ai văzut cum joacă englezii, cu minci pe sus, aeriene, au joc bun de cap. Da, așa este. Și nu va mai fi terenul care a fost la noi. Nu mai e terenul, e alt public, e altă situație acolo. Da, mă rog, publicul, nu știu dacă poate să-i influențeze, pentru că Steaua o echipă care a jucat cu stadioanele pline, cam tot timpul în ultima perioadă. Dar este jocul lor. Am văzut cu Manchester United. Altă echipă, alt teren, altă echipă, altă mentalitate. Dar în fața propriilor suporteri nu pot să fie atât de indolenți și atât de pasivi cum au fost la București, părerea mea.